panică în această dimineață pe drumul național 56A, în dreptul localității Hinova. Remorca unui autotren a luat foc în mers și a ars ca o torță. La fața locului s-au deplasat două auto speciale ale ISU Mehedinți pentru stingerea focului. Șoferul de origine bulgară a tirului a remarcat focul când deja flăcările cuprinseseră jumătate din remorcă. Intervenția a fost una destul de dificilă, căci autotrenul era încărcat cu materiale inflamabile, mai exact saltele, ceea ce a îngreunat misiunea pompierilor. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată de pe marginea drumului. Pompierii cercetează cauzele producerii acestui incident, iar din primele verificări se pare că evenimentul ar fi fost provocat de o problemă la sistemul de frânare. Nu au fost înregistrate victime. A fost solicitat să intervină în localitatea Hinova la un incendiu de autotren. Ne-am deplasat la fața locului cu două auto speciale de apă și spumă. Incendiul se manifesta generalizat la remorca autotrenului. Incendiul s-a propagat și la vegetația de pe marginea drumului. Intervenția a fost destul de dificilă din cauza materialelor combustibile, adică saltele. Traficul rutier a fost întrerupt pe ambele sensuri de mers pe parcursul intervenției, însă a fost reluat la aproximativ 2 ore de la producerea incidentului. Totodată, lucrătorii de la secția de drumuri naționale au fost solicitați să intervină pentru degajarea resturilor rezultate în urma incendiului.